Bună ziua tuturor! Bine v-am regăsit, pentru că de ceva timp nu ne-am mai auzit pe acest canal. O să fac astăzi o etalare, o să încerc să fie fără variante și să dau cât mai multe detalii. Să vedem... Voi știți că eu am mai făcut astfel de etalări, gânduri, sentimente, acțiuni. Dar poate iasă și altceva și atunci nu-i mai dau titlul gânduri, sentimente, acțiuni, ci voi încerca să vedem exact cum evoluează situația voastră. Hai să vedem. Wow! Aveți gândurile, văd că destul de încurcate unii dintre voi. Deja cineva plânge după laptele vărsat. Dar merge în continuare așa. Haideți să vedem. Multe situații de trio văd aici, multe conflicte, multe secrete, ascunzișuri. Cred că multe sau mulți dintre voi, dar pentru că majoritatea sunteți femei, chiar am aplicat un chestionar. Deja o parte dintre voi ați răspuns la acel chestionar și vă mulțumesc pentru asta. Se pare că 91% dintre cei care vizualizați aceste videoclipuri de pe YouTube sunteți femei și doar 8,9% sunt bărbați. Dar asta nu înseamnă că nu voi face referire atât la femei cât și la bărbați. Da? Chiar dacă bărbați sunt mai puțini. Nu discriminez pe nimeni. Bun. În primul rând, așa cum am spus și cum am început această etalare, am spus foarte clar că aici văd foarte multe situații de trio. Sunt situații de trio de care ați știut, sunt situații de trio de care poate nu ați știut, dar ați aflat ulterior. Sau, chiar dacă n-ați aflat până acum, posibil ca în zilele următoare să aflați că a mai existat o persoană și din acest motiv persoana la care voi v-ați gândit când vă uitați la acest videoclip, s-a îndepărtat de voi și poate că nu ați înțeles de ce. Posibil ca persoana respectivă să fi dat vina pe voi, să spună că s-a îndepărtat din cauza voastră, că sunteți prea geloase, prea sau geloși, prea posesivi, posesive, prea zgârciți, zgârcite, prea, mai știu eu cum, situații din astea duse la extrem. Însă, situația este cu totul alta, pentru că, practic, din toată această situație, văd că voi ați fost oarecum victima. Voi regretați această despărțire sau această îndepărtare sau această separare, însă, nu este cazul. Și o să vă și spun de ce. În primul rând, pentru că, odată cu această separare care s-a produs, voi nu ați pierdut nimic. Pentru că văd că a fost o relație cu destul de multe secrete, destul de multe conflicte, atât verbale cât și interioare. Voi sunteți persoane care în această relație v-ați consumat destul de mult. Voi trebuie să priviți spre viitor pentru că oportunități aveți, posibilități de a fi cu o altă persoană mult mai apropiată de voi sunt șanse. Persoana care să vă ofere iubire există, nu se pune problema, indiferent de vârsta pe care o aveți, există și pentru voi, să zicem, sufletul pereche sau cum vreți voi să-l numiți. Există o persoană pentru voi, da? Să nu dăm chiar suflete pereche sau gemene sau chestii de genul, dar fiecare dintre voi, din câte pot observa, are acea persoană care să-i vină în întâmpinare. Singura problemă aici este faptul că, datorită faptului că ați fost suficient de dezamăgite sau foarte mult dezamăgite,
Posibil ca persoana care vine spre voi să o refuzați. Persoana care vine înspre voi este o persoană care este de foarte mult timp singură, poate fi vorba de câteva luni sau poate chiar ani, și voi cumva respingeți persoana respectivă, nu neapărat pentru că nu este o persoană așa cum voi vă doriți, ci pentru faptul că dacă ați fost rănite până acum, să nu fiți la fel și în continuare. Eu vă spun că nu este cazul să gândiți lucrurile așa. Și o să vă explic și de ce. Pe mai târziu. Important este să urmăriți acest videoclip până la capăt pentru a afla toate detaliile necesare. Bun. Așa cum am spus, nu mai stați într-un colț izolate, încercați să priviți lucrurile spre viitor, încercați să mergeți mai departe, nu mai plângeți după ceea ce a fost, nu mai plângeți pentru ce s-a întâmplat în trecut și greșelile care vi s-au pus în cârcă, pentru că e adevărat, într-o relație sunt două persoane și dacă se întâmplă ceva, e clar că greșeala e de ambele părți, nu doar de o singură parte. Dar cumva totul s-a pus în cărca voastră și nu este cazul să vă mai gândiți la astfel de lucruri, astfel de persoane și așa mai departe. Încercați să vedeți o cale de viitor. Toate aceste lucruri s-au produs poate pentru foarte mulți dintre voi în luna mai, sau dacă încă nu v-ați separat de persoana la care v-ați gândit, dar relația scârție destul de rău, este posibil ca până la sfârșitul lunii să vă separați de această persoană. Dacă aveți speranța că această persoană, dacă iasă pe ușă, se întoarce înapoi, să știți că se va întoarce, dar nu foarte curând, ca să zic așa. Dacă cumva aveți ideea că dacă pleacă, vine imediat înapoi. Nu, această persoană în acest moment nu se gândește la o reîntoarcere. Bineînțeles că vă va face mesaj, veți primi mesaje din partea acestei persoane, dar cumva și voi la un moment dat vă veți gândi că va trebui să luați o pauză, să aveți timp mai mult pentru voi, să vă gândiți mai mult la cariera voastră decât la partea de iubire. În carieră dorințele vi se îndeplinesc, văd că cei care aveți o anumită dorință pentru carieră, să știți că acea dorință vi se îndeplinește, dar nu este doar îndeplinirea acelei dorințe pe carieră, ci va fi și o dorință pe iubire. De ce? Pentru că probabil la locul de muncă pe care îl veți avea, veți întâlni o persoană care va ști să vă aprecieze. Chiar dacă acum vi se pare că totul este negru, chiar dacă vi se pare că acum cineva, să zicem, v-a tăiat capul sau ceva de genul acesta, sau v-a scos inima din piept, sau cum vreți voi să considerați, lucrurile nu sunt chiar atât de negre pe cum par, ci ar trebui să vedeți aceste lucruri ca pe ceva care se finalizează și ceva urmează să înceapă. Și e ceva frumos. Această oportunitate vine spre voi imediat, în perioada imediat următoare, pentru foarte multe persoane dintre voi, indiferent că sunteți femei sau bărbați, această oportunitate poate veni la un minut de când vedeți acest videoclip, la o oră, la o zi, o săptămână, o lună. Maximul pentru voi este o lună jumate, două luni, ceva de acest gen. Aici veți întâlni o persoană, v-am spus, veți întâlni o persoană care este singură de foarte mult timp sau poate care este văduvă, ceva de acest gen. O persoană care a suferit la rândul său destul de mult în trecut. Dar veți avea tendința să respingeți această persoană pentru că, v-am spus, din cauza întâmplărilor care au avut loc în viața voastră, poate chiar traumelor pe care le aveți, de ce nu, să aveți tendința de a respinge persoana respectivă, chiar dacă persoana respectivă vine spre voi și vă oferă acea cupă de iubire. Văd că în perioada imediat următoare, așa cum v-am spus, la voi predomină mai mult partea financiară și partea de iubire. Restul, asta nu înseamnă că nu o să aveți sănătate sau chestii de genul, ci acum nu veți pune atât de mult accent pe sănătate și alte lucruri, ci pe partea financiară și iubire. Persoana la care voi vă gândiți în momentul în care va vedea sau va afla că voi deja aveți pe altcineva, va avea tendința de reîntoarcere și cumva să vă pună să alegeți între
el sau ea și persoana din prezent. Acum, bineînțeles că alegerea este în mâinile voastre și totul va fi la alegerea voastră, dar mare, mare grijă, pentru că dacă nu aveți grijă să știți să discerneți bine pe cine vreți să alegeți și cu cine vreți să rămâneți, este posibil să rămâneți singur, singură și să vă uitați în depărtare așteptând o altă persoană să reapară în viața voastră. Pentru că persoana din trecut, chiar dacă se reîntoarce la voi, nu înseamnă că se întoarce o persoană schimbată, nu înseamnă că nu vă va mai trăda sau că nu vă va mai minți sau că va avea un alt fel de comportament față de voi. Din câte văd aici, bineînțeles, este o etalare generală, nu personală și nu se poate potrivi pentru toată lumea, dar din câte văd aici, au fost conflicte în relația voastră, inclusiv pe parte fizică, în sensul că violență fizică, da, nu doar verbală. Această persoană, bineînțeles că nu se schimbă, va continua cu astfel de lucruri, cu astfel de fapte și bineînțeles că nu vă va fi bine. Doar că veți pierde și această persoană, că veți vedea că nu s-a schimbat și veți pierde și această persoană nouă pentru că ați renunțat la el sau la ea din cauza acestei persoane din trecut. Mare, mare grijă aici, influențele care sunt în viața voastră sau cine încearcă să vă pună pe cineva, pentru că văd că sunt și situații în care intervine, nu știu, poate prietenii, familia și așa mai departe, când încearcă să vă bage altă persoană pe gât. Da? Deci mare, mare grijă cum ascultați de familie, cum ascultați de prieteni, cum ascultați de cunoștințe, cum vă ghidați după societate. Deci voi trebuie să înțelegeți că alegerile făcute în viață, indiferent că sunt de bine sau de rău, indiferent că sunt pe parte financiară sau pe parte de iubire, da, trebuie să fie alegeri făcute de voi, de ceea ce simțiți voi și de ceea ce vă doriți voi, nu de ceea ce vrea societatea, indiferent cine este acea societate. Pentru că altfel, v-am spus, riscați să rămâneți singuri sau singure. Hai să vedem totuși ce simte pentru voi persoana la care vă gândiți. Ce simte pentru voi persoana la care vă gândiți? Ce simte pentru voi persoana la care vă gândiți? Da, așa cum spuneam, este o persoană cu foarte multe greutăți, o persoană cu foarte multe poveri, o persoană cu foarte multe dureri de cap. Dar dureri de cap pe care și le-a creat singur sau singură, nu care i-au fost create. Cumva această persoană, da, își dorește un nou început cu voi, dar și îl dorește mai mult din punct de vedere financiar decât din punct de vedere sentimental. Deci, posibil ca voi, în această relație, voi să fi dus greul acestei relații, indiferent că ați fost căsătoriți sau nu, indiferent de tipul de relație pe care l-ați avut. Și cumva această persoană gândește că doar întorcându-se la voi, mai poate avea acea stabilitate financiară sau poate avea prin intermediul vostru o oarecare stabilitate financiară, că voi sunteți persoana care îl sau o poate îndruma într-o anumită direcție. Dar totul depinde doar de voi. Da, așa cum am spus, indiferent că deja v-ați separat sau nu v-ați separat de această persoană, o reîntoarcere a acestei persoane va fi. Un nou început va fi. Dar asta depinde doar de voi, dacă veți mai alege să continuați cu această persoană, pentru că această persoană se întoarce în viața voastră doar din punct de vedere financiar sau material. Nu știu, poate voi stați într-o casă mai mare sau poate voi aveți un salar mai mare sau nu știu, din ce punct de vedere material voi sunteți puțin mai sus decât această persoană. Și atunci această persoană își dorește acel confort. Cam astea au fost informațiile pentru voi pentru această etalare. Eu sper că v-a plăcut și să ne reauzim cât mai curând. Eu vă mulțumesc și vă doresc o zi cât mai frumoasă în continuare. La revedere!